Bun găsit, dragii mei, la un nou film. În sfârșit, după lungi așteptări de peste 3 săptămâni, a sosit și coletul din Franța de la prietenul nostru, Samuel Talpoș. Deci, azi suntem în 22 februarie 2021, iar Samiti a pus coletul acolo în Franța pe 29 ianuarie 2021. Mai era puțin, se făcea o lună de zile de când a fost trimis coletul din Franța. Deci, cursa Montelimar, Râmnicu Sărat, a durat, ce să mai vorbim, 24 de zile. Cred că astea sunt performanțe poștelor naționale, de România, cred că și din Franța, mă gândesc. Dar bine că a sosit. Asta e cel mai important fapt e că a sosit. Acum o să facem numai unboxing, numai desigilarea, să vedem dacă borcanele sunt întregi. Cum vedem, dar pentru că vedem că e uscat. Nici nu știm care e fața, care. Așa, o să o deschid pe aici. O facem în direct așa frumos. Sami, să vedem acum coletul de la tine. Cred că am nimerit-o aici unde trebuie să desfac. Da? Hai, Sami, să sperăm că borcanele sunt... I-a făcut Sami, a făcut colet profesionist ca lumea. Îmi pare bine, deci, că după... După Spania, după coletele de la Paul, a sosit și cel din Franța. Încet, încet ne apropiem de România. Auzi-le. Sami, e totul mega. 4 borcane de la Sami. Să fie primit, cum e vorba aceea. Hai să le desigilăm, să le pregătim pentru o ulterioară degustare. Mel de fleur. Odată. Vorbesc eu cu franceza mea de baltă. Mel de Chataignier. Foarte interesant, o să vedem la timpul potrivit. Aici avem. Asta am înțeles că e făcută chiar de Sami, chiar în stupina lui Sami, apicultor francez, miel de Notre Rouge. Cristalizare, un proces natural. Și aici unul, văd că ăsta trebuie să fie special, că e blindat. Deci, uite, și prin poșta română s-a reușit minunea, chiar dacă a durat extrem, extrem de mult timp. Sami chiar aseară în live m-a întrebat despre soarta coletului și am spus să stea liniștit, că așa se mișcă lucrurile în Europa asta. Sami, și ăsta e perfect. Opa, minune! Pe poșta rom. Miel de Notre Rouge. Miel de romarin. Cred că asta e miere de rosmarin. Deci, mierea surpriză. Asta e mierea surpriză. Miere de flori, de chataignier și de rosmarin, mă gândesc. Sami, totul e super, ok, totul e mega. Văd că primesc miere de la apicultorii români de prin Occident. Numai miere de la apicultorii români în România nu primesc pentru degustare. E un lucru care spune foarte, foarte multe despre apicultorii care români ce sunt în mediul online. Uite, cei din Occident vor, mă ajută să promovez acest proiect, să promovez mierea. Asta e cel mai important. Aștept în continuare și apicultorii din România, măcar unul, doi, să se alăture proiectului meu. Dragii mei, până la degustare, vă doresc numai bine, sănătate, fericire!